Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou minunat episod din Paint the Town Red, acest minunat joculeț extrem de violent, plin cu sânge, dar e ok pentru că caracterele din acest joc sunt ca alea din Minecraft. Deci nu e violent, dacă sunt caractere din Minecraft este întruchiparea child-friendlismului sau ceva de genul ăsta. Bun, am pentru voi astăzi 3 hărți extrem de minunate făcute de niște oameni la fel de minunați ca mine. Sau poate ca tine, cine știe, eu nu știu nimic despre tine, mă scuzi. Dar poate ești minunat și dacă ești, e bine, ai un like de la mine. Așa că poți și tu să-mi dai un like. Bun, avem 3 nivele. Numite așa, High Rise Construction. Interesant, avem un nivel numit Stay in Shadow, făcut de Ocean Man. Ocean Man, bring me to the land. Ok, da, nu mai contează. Și avem o hartă numită CJ House. CJ House? Adică casa lui CJ din GTA San Andreas, bă, sunt foarte, foarte curios. Hai să intrăm pe harta asta să vedem dacă seamănă cu casa lui CJ din... Salut! Păi, are o ușă, casa lui CJ avea o ușă. E o rogojină pe jos, cred că casa lui CJ avea o rogojină. Bă, da, mi-aduc aminte de ceva de genul ăsta și de o scară aici, ha? Vă aduceți aminte? Așa arată casa lui CJ. Bun, e plin de oameni care nu știu exact ce cat aici și așa și probabil nu sunt foarte fericiți. Adică... ăsta e masochist, uite-te la el! E fericit, e masochist! Ah, da mă, bă, ești nebun, asta chiar arată ca casa lui CJ. Ca casa, știu. Asta chiar arată ca casa lui CJ. Din GTA sa... Nu pot să intru aici? Poate pot să intru aici. Oh, aici pot să intru. Da, bă, să-mi aduc aminte. Păi, mamă, câte chestii interesante am găsit. Cred că ăsta e un microfon. Ah, e un stand de microfon. Nu. Stai, ne trebuie ceva mai tăios. Dry cookerul ăsta e fierbinte? De ce e fierbinte dry cookerul? Ce se află în cutia aia? Ok, nu vom ști niciodată. Ah, yes. Am găsit chestia tăioasă, oameni buni. Da, mă, să știi, uite, aici așa e... Shut the fuck up, ok? Shut the fuck up! Aici așa este baia unde te duci să-ți schimbi hainele în GTA San Andreas, apoi acele așa e un fel de dormitor, din câte vedeți. Niște lucruri foarte ciudate se întâmplă aici, adică tipul ăsta sigur a primit bani ca tipul ăsta la... Da, sunt sigur, așa că... suntem contra prostituției! Marș de aici și amă, bulangiule! Așa. Și mor și tu. Îmi place cum în meniu, frate, nu se auzea nimic, da? Am venit aici, am lovit pe cineva din toată. Da. Ușor, frate, înțeleg eu ție cât-ți place muzica asta, dar nici chiar așa. Mai rămânea numai să fie unul care țipă, știi? Aaaa! Există melodii de alea, e? Stă unul acolo așa și face... Nu știu exact ce e ăla, e metal, da. Au! Hei, băta mea, băi, bulangiule! Da, chiar nu pot să intre aici, da, e fake. A! Stai o secundă, că... Există 100.000 de băte aici și așa. Vai, dar ar fi păcat să nu le folosesc. Hei, era să te împiedice, așa cred și eu. Hei, șterge... Wait, what? Unde a dispărut? Unde a dispărut unul dintre ei? Am crezut că mai e încă unul și într-o dată n-a mai fost. Bun, oameni buni. Păi, din câte vedeți, avem aici așa cam 10 miliarde de băte pe care le tot putem folosi. Acum, eu sincer nu sunt fan băte. Ok? De asta urăsc și baseball-ul. Pentru că are băte. Iar bâtele sunt nașpa, cuțitele sunt șmechere. De asta îmi place, de exemplu, mâncatul, pentru că în mâncat șterge-mă mânie, se mai folosesc cuțite. Cuțitele sunt, vai doamne, vai mamă ce am tras-o la... vai mamă. Da, cuțitele sunt tăioase, plus că poți să-ți omori inamicii ăștia, uite așa, din două lovituri cu un cuțit. Așa cu bâta dai de te plictisești, te vede și bunicta, până termin tu o hartă de asta, bun. Hai să vedem dacă mai găsim ceva pe aici așa, prin casa lui CJ. Dar... Ok, cineva a folosit hack-ul de parolă de teleportat și asta n-a fost frumos din partea lui, dar... Hai să facem rost de cuțite, boss. Yes. Unde sunt cuțitele? Ăsta... Va... Wait, what? Hei, trebuia să mori. Ah, no, n-a murit. Voiam să moară. De ce? Pentru că am mai aruncat eu în, pe altă mapă, de fapt. Am mai aruncat eu cu niște bancnote de astea, niște stacuri de bancnote. Bă, și era instă... Nici măcar nu mai a ajuns, ok. Aia n-a fost frumos deloc. Oh, god, deja mi-am luat vreo două lovituri. Bun, hai să scăpăm de oamenii ăștia de aici prima dată. Și poate găsim o armă un pic mai periculoasă decât buta asta. Dă-mă arma aia încoace, ce e aia?
Stai că ai arma aia de pimp, boss. Fii antenă la mine, fii antenă. Fii antenă cât damage de asta. E bine, destul de mare având în vedere că i-a explodat capul. Uite de asta urăsc eu băta. Ai crezut că ai omorât niște oameni? Nu, boss! Sunt toții în viață! Cu toții sunt în viață! Wait. Dă cuțitul ăla, băi, bulangiule. Unde e? Ăsta avea un cuțit, dar nu știu unde. Ah! Așa. Așa credeam și eu. Dă-l înapoi. L-am tăiat puțin la fund, da. Sunt sigur că i-am rezolvat problema cu hemoroizii. Și cu ficatul. Și cu picioarele. Da. Sunt sigur că se simte mult mai bine acum. Bun, hai să... Știi, scaunele sunt periculoase. Scaunele au o rază de atac aparent mai mare decât ai crede. O să arunc cu banul ăsta. Îndepărtează-te! Am pierdut banul. Bă, din câte vedeți, Acilișa în casa lui CJ e un măcel foarte, foarte mare, dar asta nu v-ar surprinde, nu? Adică e vorba de GTA. E clar că o să fie... dacă de aici, mă. E clar că o să fie o grămadă de... Mori, mă, mâine! De violență, pentru că e un joc pentru copii, nu e așa? Ok, hai să cătăm altceva ce am putea să folosim ca să omorâm niște inamici. Șunca, da, șunca e minunată. Ăla avea un cuțit în cap. Hei, voiam cuțitul ăla. Așa, ai face bine să pleci până când nu mă supăr și m-am supărat. Hei, what? Are ceva în cap ca o lamă de cuțit. Și eu voiam cuțitul ăla pentru că dă foarte mult. Da, nu mai contează. O să-i bat cu farfuria. Sau poate. Ok, altă farfurie. Farfuria era făcută în China. Mâna a doua. Ăla s-a împiedicat și m-a lovit. Bun. Veți simți voi furia. Veți simți furia, dar nu acum. Imediat ce o să mai rămână unul dintre voi, pe care o să-l omor. Până atunci nu veți simți decât bătaie. Dar furia... Oh! Cred că tocmai am irosit glonțul ăla. Uite! L-am lovit și nu i-a apăsat. M-a lovit și el pe mine și mi-a dat 100.000 damage. Ok. Uite, vezi de ce jocul ăsta e foarte periculos. Dar stai așa, boss, că știu exact unde găsim arma secretă perfectă. Unde e? Ok. Există o mică posibilitate să fi regretat decizia de a veni aici. Atâta timp cât ăștia nu mă lovesc, este bine. Hai să sărim peste ei. Nu mă puteți prinde. Dar nu înțeleg care e problema lor, frate. Toți sunt împotriva mea. Te-ai teleportat. Uite eu când ți-am zis că au parole. Nu m-ați vrut să mă credeți. Șterge-mă de aici. Ok, încă 3. Încă 3. N-ar fi foarte complicat. Vai, mamă, doamne, au picat ca popicele. Hai să-i omorâm acum cât timp sunt jos. La pământ. Dă-i cu șunca. Dă-i cu șunca. Mori, mă! Păi, și nebun, n-a murit. I-a dat 2-3 lovituri de șuncă. Berserk, credi? Bun, hai să dăm berserk-ul. Ia fi antena acelea. Headshot. Easy game. Easiest game of my life, dude. Fii antena. Hai că o să și ieșim pe la ieșire și gata. The Grove Street. Yeah! N-am voie să spun cuvântul cu unul. Bun. Bă, ardea a fost destul de interesantă. Chiar asemănat cu casa lui CJ. Shut up! Acum, hai să jucăm High-Rise Construction. O să ne batem pe un fel de schelă. O să ne batem pe... Jeez, ce-a fost zgomotul ăla? M-am speriat. Hello! Sparta? Hehe! Cred că nu sunt foarte fericiți că am făcut pe spartanul. Hey! Sparta? Hehehe! Chestia asta funcționează! Fii antenă. Pot să fug pe aici și mamă, dar cât de mult sunt. Ăla e un topor. Bă, da. Bă, zici că e hartă de counter de aia, de 1-6. Îmi bat piciorul de nou. Cum arată? Sunt o grămadă de chestii pe aici. Bun, fii antenă. Sparta? El de mult să duce. A căzut jos. Și mor dacă îi arunc jos. Bă, să știi că aș putea să... Hei, oprește-te. Așa. Aș putea să-i tot... Mamă, cum l-am decapitat pe la mare. Mamă, ce bun sunt. Știu, sunt foarte bun la jocul ăsta. Am nevoie de încă o armă. Așa. Și uite, m-aș putea duce undeva... Bă, da, mă întreb ce e sus? Ar trebui să o luăm de sus în jos sau de jos în sus? Da, cred că n-are importanță, nu? Fii antenă la asta. Oh! Mamă! Cum s-a dus? Bă, nu mă așteptam să duc atât de tare, dar... Ah! Toate kill-urile astea sunt atât de ușor de făcut. Fii antenă. Poc. Asta n-a fost foarte ușor. Ok, dă-mi cana. O să te bat cu cana până când o să fii trist. Poc. Oh, stai că și-a... Bă? Ce s-a întâmplat? Tipul ăla era aici, apoi... Ai un cuțit, a? Dă-mi cu ace cuțitul, măi, nenorocitule. Bun, i-am furat cuțitul și acum avem o armă foarte periculoasă. Ce cați aici, mă? A? Ah! Da, pe lângă.
Bun, am terminat cu tine. Am făcut rost de un cuțit, oameni buni. Bă, nu știu dacă știți, dar cuțitele sunt foarte, foarte periculoase. Uite unde m-am urcat, boss. Sunt foarte periculoase și omoară unii oameni dintr-o singură... Ok, nu mai contează, ăla nu era tăios. Nu era ascuțit deloc. Deloc și acum am niște oameni care mă urmăresc pentru că nu mă plac. Oh, era cât pe ce să mor. Hai să mergem până jos, hai să mergem până jos și să încercăm să lovim cât mai mulți oameni. Așa, afară din hart. Mamă, e sânge acolo și în aer. Hello! Ah! Hey, pitch! Pitch, mă, nenorocitule! Pitch, n-auzi! Pitch, mă! Stai că-i trag așa un... Pitch! Stai așa, o să-l lovesc până când pică. Oh, ok. Cred că acolo așa o să rămână, cred că nu se mai mișcă. Bun, domnilor, îmi place că tu aveai căști. Da, și tu ai căști. Au căști din cauza zgomotului, boss. Asta are perfectă logică. Ce, mă? Nu te aud. Nu te aud. Pentru că ai căști, știi? Era o glumă. Oh, stai, mă, așa că mai... Vai, doamne, ce aici, bă! Ce Dumnezeule ăsta, bar de negri aici și-a plecat? Uite cât de mulți sunt. Și cât se mai bat. Și mi se pare că ea care... Băi, mă? Ah, stai ciudat. Mi se pare că ea care au picat de sus, cred că au murit. Dar, sincer, nu-mi place că sunt foarte mulți inamici. O să termin la primăvară harta asta. Fii antenă, da? Două lovituri. Ăla-i mort. Ar trebui să încerc să dau... Vai, doamne! Toată viața mea a zis papa! Papa Pink! Încă o lovitură și ești mort! Lul! Îmi place că eu l-am lovit pe ăsta mare și la mare l-a lovit pe la mic și l-a omorât. Bun, aparent au și curent pe aici așa. Eu am nevoie de o armă. Sau aș putea să-i las pe ăștia să-și mai scadă așa din viață? Era cineva acolo. Eu când vă spun că era cineva acolo și nu mă credeți, ați văzut și voi cu ochii voștri. Ok, hai să... hai să luăm acest pahar stricat. Lasă farfuria jos! Ai făcut-o tu ca să o furi? Domnule polițai, ai văzut cum a vrut să fure farfuria? Șterge-o-mă de aici. Problema e că nu cred că avem suficiente arme și s-ar putea să fie niște arme interesante. Nu? Am zis că poate avem arme interesante aici și așa, dar aparent nu. Ok, nu știu ce e cu toți oamenii ăștia care par să se teleporteze așa din când... stai, boss, că am uitat că am găsit un topor la un moment dat pe undeva. Bă, ăsta nu e un topor, dar bănuiesc că e la fel de bun. Mori, mă! Așa. O să scăpăm de toți inamicii. Nu există nicio posibilitate să mor. Dar ideea e următoarea. Uite toporul. Dacă mor, vom trece la următoarea hartă pentru că asta e atât de Uite, l-ai văzut cum s-a teleportat? Șterge-mă și tu. Nici măcar nu eram aproape. Era mult mai departe. Nu mai contează. Bun, hai să jucăm și harta asta numită Stay in Shadow. De ce? Pentru că poate ne lungeam prea mult cu harta aia. Era gigantică, foarte, foarte mare și vreau să fiu eu. Ninjalăul din umbră cu katana. Eu nu simt mai katana. Oh, stai că nu mă pot urca aici. My katana collection. Cause I'm a weeaboo. A filthy weeaboo. Citesc manga. Ha! Sepuku, gata, sudoku, mort. Uite, bă, ce tastatură au ăștia. Au cuptoare cu microunde în loc de PC-uri. Ok, poți să deschid ăsta-i ceva aici? Hello? Aparent, ok. Bun, ne-am infiltrat. Nu mai contează. Ne-am infiltrat aici și suntem singuri și de asemenea e un tip acolo așa care... Ăștia, nu mă văd dacă stau în umbră, stai așa. Adică numele hărții este In Shadow, dar chiar mă gândesc ce se întâmplă dacă vin aici. Oh, hello. Aparent, asta se întâmplă. Nu contează. Ha! Sudoku, fraiere. Bun, păi... harta asta e destul de interesantă și mă întreb cât de mare este, pentru că... Pare să fie destul de mare, fii antenă câte chestii. Și tot mergi pe aici așa și omori toți oamenii ăștia... Și nu trebuie să te chinui să te bați cu mulți, știi? Dar ce e locul ăsta oricum? Hello, domnule polițai. Domnule polițai. Mamă, la regulă e polițai. Hello, alt domn polițai. Wait, what? Oh, God! Insta-dead! Asta e foarte ca lumea. Ok, să am foarte mare grijă că polițaii... De fapt, cred că doar m-a curentat și am restartat harta din greșeală. Există o mică explicație. S-ar putea să fiu imbecil. Dar lasă că acum știu ce trebuie să fac. Sudoku... Sudoku fraiere, sudoku fraiere.
Ok? Dăm un sudoku și aici. Da, aici parcă e un fel de fabrică de muzică, dacă mă înțelegeți. Ia și tu un sudoku, fraiere. Da, de astea de înregistrare, mă înțelegi? Hai mă, așa. Sudoku, fraiere. Sudoku și ție, fraiere. Ați auzit de sudoku în viața voastră, mă, nenorociților? N-a de cilea, sudoku. Ha, ha. Berserk. Dar cine folosește berserk-ul? Bun, cred că i-am omorât pe toți, atunci hai să continuăm. Trebuie să mă urc acum. Hai să continuăm aici. Bă, dacă am ratat unul, după aia nici nu o să mai știu pe unde l-am ratat și va trebui să mă întorc. Mamă, ce îmi place să comit sudoku. Asta e, mă, că aici sunt. Sunt acolo unde am mai fost, numai că sunt sus. Mamă, ce calume e harta asta, mă simt ca un ninja adevărat. Na, fraiere, sudoku. Ok. Na, sudoku, fraiere. Na și tu un sudoku, fraiere. Bă, sincer, pleacă de aici, mă. Așa. Bă, sincer, harta asta pare destul de simplă. Dacă nu ești curentat. Dacă ești curentat, după aia cred că te lovesc ăștia cât timp e... Ce? Oh, Jesus, uite-te la asta. Oh, God, e un cap acolo așa. M-am speriat puțin. Am zis, ce Dumnezeule mare. Era capul unuia pe care tocmai l-am omorât. Ok, asta nu e o fabrică de muzică. Asta clar e o fabrică de roboți supra puternici dimensionali care vor stăpâni pământul. Hello, nu m-ai văzut? Nici eu nu te-am văzut. Ok. Da, e un fel de laborator foarte secret, dacă mă înțelegeți. Vii la mine, fraiere! Ha, 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 XD. Sunt prea bun pentru mileniu ăsta. Și din câte am văzut pe harta asta, sunt... ce trebuie să fac? E ușa aici. Sunt 40 de inamici, deci ar trebui să nu ratăm niciunul. Corporație super... Rea? Aha, sunt ninja din umbră. Comit sudoku, ha ha ha. Ia de cilea. Și asta e tot? Nu mai e nimeni aici? Poate trebuie să ies pe ușa asta, da. Bun, ia uite. E cineva prietenos acolo, fii antena. Headshot! Fraiere. Trebuie să... stai că mai vine unul, stai așa. Hello, domnule tip. Headshot, fraiere. Știi ce mi-e frică de tine? Sunt atât de confuz. Trebuia să-l omor sau poate nu trebuia să-l omor? Hello? Mai e cineva pe aici? Chiar e ceva pe aici. Bun, păi am cam tras cu glonțul în el și cred că... Jesus. Doamne! E și un fel de boss fight aici. Bine, boss, și ia fi antena cilie așa cum se face. N-a sudoku. N-a sudoku, fraiere. Ăla a fost decapitat. Și încă venea după mine ca și cum e el mare șmecher și deștept. Da, domnule! Plecați-mă de aici așa. V-am decapitat, boss-ul! Sunteți liberi! Ce scaun drăguț. Bă, sincer, nu m-ar deranja. Mă întreb ce se întâmplă. Am aflat răspunsul. E ceva aici? What? Mă, ce ciudat e cine ai tot un chiricat. Bun, hai să ne urcăm sus. Bun, hai să ne urcăm sus să intrăm aici. Am terminat harta. Bă, să știi că a fost destul de interesant. Aparent am ratat doi oameni, dar aparent ăia mi-erau prieteni. Voi pune capăt acestui minunat episod aici, oameni buni. Uitați că puteți să lăsați un like. Aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați face chestia asta. Și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!